Suntem în postul Paștelui, iar peste 8 milioane dintre români obișnuiesc să se abțină de la consumul lactatelor și a cărnii. În general, vârstnicii sunt cei care postesc, iar la polul opus se află tinerii. Postul este benefic atât pentru curățarea sufletească, cât și pentru detoxifierea organismului. Cei mai mulți țin post ocazional, miercurea și vinerea. La nivel național, doar 7% dintre ortodoxi țin toate posturile din calendar. Alimentele consumate în această perioadă sunt legume, fructe și alte alimente care nu sunt de origine animală. Personal nu postesc, însă susțin persoanele care reușesc să aibă puterea de a posti și nu doar la un nivel nutrițional, ci și spiritual. Mi se pare că acest post este cel mai dificil, nu cel fizic. Alegerea fiecăruia și dacă postești, o faci pentru tine, nu trebuie să știi nimeni. În timp ce tinerii sunt mai reticenți în ceea ce privește postul, cei mai în vârstă susțin că își mai spală din păcate în această perioadă. Postesc, da. Postesc este o purificare, în primul rând spiritual și apoi și pentru corp face bine, dar nu în exces. Da. Este foarte sănătos, în primul rând biologic și după aceea și de credință, și din credință, pentru că mai mare decât Dumnezeu nu-i nimeni. Educația aceasta religioasă o primesc acasă, în familie, dacă nu ai consecințele să văd. A doua treabă, nici politicienii nu se ocupă de sportul ăsta. Au de toate numai ca să bagi în buzunar, dar restul nu-i interesează. Postul Paștelui la ortodox va dura în acest an până pe data de 27 aprilie.